Hai, salutare națiune și bine ai venit la un nou clip și de data aceasta facem un unboxing la un accesoriu pe care eu l-am mai prezentat la mine pe canal în urmă cu ceva timp, dar pe care între timp l-am vândut și așa cum se întâmplă întotdeauna, când am nevoie de acel lucru, trebuie să dau comandă iarăși. Microfon la valieră de la Audio-Technica, un microfon foarte, foarte bun, ATR3350 pe numele lui complet. Cum am zis, un microfon de tip lavalieră, un microfon pe care l-am mai deținut, la care am făcut deja review-ul pe canal, însă, cum am spus, între timp ăla l-am vândut, pentru că l-am folosit de două ori din momentul achiziției și așa se întâmplă întotdeauna. Vând un lucru și după aia mă trezesc că am nevoie de el. Să trecem efectiv la unboxing, să nu pierdem vremea inutil cu prostii. Ambalaj, hai să zicem, ceva normal pentru genul ăsta de produse. Ce știe să facă microfonul ăsta? Haideți să vă zic câteva date din nou. Este un microfon de tip lavalieră, după cum bine puteți vedea. Frecvență de răspuns 50 la 18.000 de Hz. Sensibilitate 54 de decibeli, impedanță 1.000 de ohm, greutate 6 grame. Și un cablu de 6 metri. Absolut fantastic de lung cablu ăsta. Mufă de 3,5 mm cu adaptor și este un sistem de tip sau un microfon de tip omnidirecțional cu captarea sunetului la 360 de grade. Ce primim în cutiuță? Păi primim, de exemplu, hai să zicem, agrafa asta de prindere, propriu-zis, a microfonului pe guler. Practic aici băgați microfonul, iar asta, cum am zis, o prindeți de guler. Primim o baterie care arată cam așa. Opa, asta e. S-a dus. Și a venit. Este o baterie de tip L1154F, în fine, whatever. Și avem protecția sau buretele antivânt pentru capul microfonului, propriu zis. Și, bineînțeles, microfonul în sine. Uitați-vă și voi cât e cablul ăsta, este absolut uriaș. Da, cam așa arată. Asta este sistemul propriu-zis. Un microfon care mie mi-a plăcut, sincer să fiu, deși nu am apucat să-l folosesc foarte mult, pentru simplu fapt că nu am avut la ce să-l folosesc. Sunet foarte bun, captat cu ajutorul acestei lavaliere. Mi-a plăcut calitatea, dar cum am spus, pentru că l-am folosit foarte, foarte puțin, efectiv nu am avut la ce să-l folosesc, m-am văzut nevoie să-l vând. Sper să nu fie cazul din nou, să-l țin și pe ăsta, să-l folosesc o dată sau de două ori la un clip și după aia să-i fac vânt, așa cum fac eu de obicei cu toate lucrurile. Asta este mufa de 3,5 mm. O singură chestie nu observ. La cel vechi aveam un adaptor pe care la ăsta nu-l văd și nu înțeleg de ce. Dar în fine, asta este.
nu contează, ăsta este produsul, așa se prezintă. Cablul ăsta, pe cât este de util, este la fel și extrem de incomod, pentru că uitați-vă și voi cât a ghemul, ca să zic așa, de căblăraie. Se desface, se instalează bateria, se pornește, se conectează la smartphone sau la cameră, la ce cameră folosiți voi. O cameră, în principiu, cu ieșire audio și se poate folosi extrem de liniștit. Cam asta este marea șmecherie numită Audio-Technica ATR 3350, un microfon de tip lavalieră la un preț foarte, foarte bun. Eu am plătit pe asta 150 de lei și dacă sunteți în căutare de astfel de produse, eu vi-l recomand. Până data viitoare, mersi de vizualizare, toate bune!